Să rugăm pe Tatiana Stepa să cânte ceea ce i s-a cerut în câteva dintre apelurile venite la Dan. Aici, și anume, Durerea femeiască, un cântec scris de aceeași Adriana Margalina și de mine și cântat extraordinar de Tatiana. Eu voi prefața acest cântec cu o mare poezie a unei mari poete, Magda Isanos. Poezia se numește De-am fi împărțit pe dreptate. La trecătorile munților, gem cu tâmpla pe stâncă și-aș fi vrut să te mai laud încă, luminată culmea munților. De-am fi împărțit pe dreptate toate durerile lumii, cât pe inima mea, cât pe inima ta, eu n-aș muri așa tânără. Puteam încă mult să mă bucur, râzând sub verzile ramuri. Puteam să mai cânt încă mult cu tâmpla pe orga pădurilor. Mai erau atâtea grădini de cules, aș fi împodobit până la fund blidul acesta rotund, cu năframe și mere. De-am fi împărțit pe dreptate toate durerile lumii, an mulți aș mai fi secerat strălucirea câmpiilor. Prietene, adă-mi spice de grâu sus pe culmile munților, lângă ceruri și vânturi, lângă focul tăcut al păstorilor. Viață, pentru unii ai fost masă pururi întinsă, pentru mine ploaie pustie, tu cu nedreptele-ți cumpene și totuși, plecând, te salut regretându-te. Magda Isanos. Muncim ca niște sclave zi de zi, frumoasă-mi fost pe cel din tâi traseu și condamnarea de a ne urâți. Chiar voi ce ne iubiți, chiar voi ce ne iubiți, ne-o dați mereu. Stăm în picioare încă de cuzori și vă mirați că nu mai sunt subțiri. Iar voi plecați la altele râzând. V-am tot iertat, v-am tot acoperit și să mai am nemuință drept ar fi să recunoaștem în sfârșit. Femeia n-are totuși, femeia n-are totuși niciun drept. Însuși Dumnezeu este bărbat și nu le înțelege, și nu le înțelege pe femei. Dar vai, a fost odată prea frumos, ca-n filmele de dragoste a fost. Și acum ne omorâm sârguincios și zilnic ne distrugem, și zilnic ne distrugem fără rost. Ne-nvinge viața fără orizont și voi ne-nvingeți într-un mod câinesc. Trăim ca niște văduve de front și mâinile mereu, și mâinile mereu ni se aspresc. V-am tot iertat, v-am tot acoperit și să mai am nemuință drept ar fi să recunoaștem în sfârșit. Femeia n-are totuși, femeia n-are totuși niciun drept. Acum când auziți acest
acest reproș. Priviți fără privire înapoi, încuvințați din cap mărinii moși, și credeți că nu-i vorba, și credeți că nu-i vorba despre voi. Și totuși este vorba despre toți, sunteți la fel de roi și de flămânzi. Durerea femeiască pentru soți e un credit fără giruri, e un credit fără giruri și dobânzi. Vă e urât cu noi, vă e urât, și ne-ați ucide, dragilor bărbați. Noi nu vă mai rugăm decât atât, puteți să ne jigniți, să ne înjurați, dar faceți-o cu tonul coborât. Și până adorm copiii, și până adorm copiii, așteptați. Avem șansa într-o astfel de noapte să-i reamintim și pe cei care nu mai sunt, pe colegii noștri care nu mai sunt. De exemplu, pe marele, pe genialul meu coleg, Ioan Alexandru, care s-a stins absurd, lăsând însă în urmă o operă fundamentală pentru România de mâine. O operă de credință și de lirism. Și de identitate. Am să vă citesc o poezie din Ioan Alexandru și Tatiana vă va cânta cântecul lui Hrușcă și al meu, Rugă pentru părinți. Pentru că trebuie să fie o seară cât mai apropiată de plenitudine. Iată poezia lui Ioan Alexandru, care pe mine mă însângerează pe dinăuntru. Clopotarul.